După aproape o lună de proteste spontane și grevă de avertisment, care au culminat cu o grevă generală la sfârșitul lunii trecute, de astăzi Casa Județeană de Pensii Hunedoara și-a reluat activitatea cu publicul. În plus, pensionarii hunedoreni pot fi liniștiți. Poștașii aduc pensia acasă începând de astăzi, 4 decembrie, iar pe card pensiile intră după data de 12 decembrie. Au motive de panică, de îndoială, de temere pensionarii din județul Hunedoara că nu își vor primi pensiile în decembrie? Sub nicio formă. Ba dimpotrivă, pot să vă spun că începând din această dimineață, Casa Județeană de Pensii Hunedoara, implicit Casa Locală de Pensii Petroșani, și-a reluat și activitatea cu publicul în mod normal, astfel încât nu există niciun motiv de îngrijorare. Distribuirea pensiilor se va face conform graficului agreat cu Compania Națională Poșta Română, în ceea ce privește pensiile care se achită prin mandat poștal și în conformitate cu convențiile încheiate între Casa Națională de Pensii și unitățile bancare, în ceea ce privește beneficiarii noștri care își încasează pensia în conturi. Deocamdată, greva generală declanșată de angajații caselor de pensii din toată țara este suspendată, dar nici până acum în teritoriu nu se cunosc rezultatele negocierilor de la București.